Salutare bă băieți și bine v-am găsit la un nou episod care, după cum ați cerut voi, mamă, stați așa că am dictat mai tirul care vrea să iasă. După cum v-am zis, avem un nou episod aici frumos, așa cum ați cerut voi, despre întâmplările și experiențele mele din copilărie, băieți. Așa că înainte să începem acest clip, v-aș ruga frumos să apăsați butonul de like, subscribe și să apăsăm butonul de closopel și să nu mai stăm la povești, să-i dăm drumul la treabă. Eram undeva în jurul anilor, stați așa să mă gândesc un pic, că vă știți foarte bine că mie nu-mi place să mint. În jurul anilor, de fapt nu, de-abia luasem bacul, băieți, deci luasem undeva până 2011-2012, cred că undeva pe acolo. Eram în cartier, ca de obicei, băut, adică na, mie îmi pare rău că trebuie să aduc în vorbă băutura asta, dar asta e, să mai întâmplă. Și acum eu vă întreb pe voi, orice om când este beat, oare la ce se gândește când e beat omul? Hai să ne gândim. Acum îmi cer scuze, poate se aude așa sacadat, poate se aude în fundal. Sunt aici într-o zonă foarte, foarte, cum vedeți. Ce se gândește omul când este beat? Se gândește la dușmani, se gândește la datorie, deci la datorie, și se mai gândește la femei. Eram în cartier cu un tovarăș la băutură, o să vreți așa mai tare, sper că mă auziți. Și ne-am troscăit și a adus tovarășul ăsta, îmi aminte că, adică noi eram în zona Crevei, și a adus aminte ăsta că are el o femeie undeva până celălalt capăt al orașului. Acum noi, cum eram trosniți din tărie, ce ne gândim noi? Bă, hai să mergem, frate, hai să luăm autobuzul și hai să mergem, pentru că aveam 17-18 ani, n-aveam permis, n-aveam mașini și mergem la autobuz. Ne simim în autobuz, mergem acolo la loc, n-am găsit-o pe aia, nu mai știu exact, îi dădea telefon, îi dădea mesaje, n-a răspuns, în fine, i-a dat cu flit. Tipic femeilor, știi, omulețul ăsta era îndrăgostit, adică femeia ne dădea un fel de SIN, dar numai că nu exista SIN, erau atunci telefoane, dar nu erau cu touchscreen, nu existau rețele de socializare și chestii de-astea. Exista decât telefonul, aveai numărul, sunai, să dai mesaj și atât. La mesaje femeia nu răspundea, la telefon nu răspundea. Și ce ne-am gândit? Hai să mergem la ea să vedem dacă o găsim pe acolo. Să vorbească ăsta cu ea, cred că să se împace, nu știu, erau certați, în fine. Ajungem acolo, nu ne-am rezolvat treaba, n-am dat de asta. Ne-am întors înapoi. Ne suim iar în autobuz. Bine, eu nu eram nervos, ăsta, tovarășul meu, era nervos. Îl luase capul, că își luase țeacă. Acum ne așezăm în spatele autobuzului, în fața noastră doi băieți de vârstă cu noi, cu telefoanele în mână. Eu v-am zis, eu nu sunt genul foarte calm, nu mă bag în scandaluri, nu mă bag în seamă cu oameni pe care nu-i cunosc. Mamă, și-l văd pe tovarășul ăsta al meu, lip, mare capac, ce-i dă-l în față, în autobuz. I-a dat capac, i-a luat și telefonul de mână. Ia dă-mă telefonul ăsta e al meu. Mamă, când l-am văzut, bă, ce faci, frate, ești nebun, nu e ok ce faci cu ele. Eu tot să încerc să aplanez situația, înțelegi? Bă, de telefonul la om, ești nebun, ai luat o razna. Mamă, îi mai dăm cu un capac. Lip! Lasă-mă, frate, că am nervi, zice asta. Bă, ești handicapat, ești terminat. A rămas să sta cu telefonul în mână. Ăia s-au dus în fața autobuzului, ați înțeles? Erau în spatele autobuzului, s-a dus pe primele scaune acolo la autobuz. Ce-o fi vorbit cu șoferul? Am văzut că unul dintre ei a sunat, ce-i zic eu, bă, frate, vezi că ăștia au sunat la intervenții. Ăștia sigur și-au sunat niște băieți și o să fie problemă de război, zic eu. Ăsta zice, nu e problemă de război. Bine, frate. Băi, să mor dacă vă mint. Mai trece o stație, a doua, a treia, știi? Stațiile la autobuz, bam, bam, bam. Undeva între stația, nu știu, a patra și a cincea stație, duba de poliție. Vine duba de poliție, pune în fața autobuzului, dă cu girofarul de două ori, bam, bam, știi cum s-aude? A oprit autobuzul, că a fost clar, semnal ca să oprească autobuzul. S-au dat polițiștii jos, a oprit autobuzul, a deschis ușile, s-au suit pe acolo pe-n față, au vorbit cu băieții a doi și a arătat așa spre noi. Mamă, când l-am văzut, mamă, l-am împins pe la... L-am înjurat, nu vreau să înjur acum pe vlog. L-am înjurat un pic și am zis, gata, hai că mai rezolvat și pe ziua de azi. Hai că trebuie să mergem pe la secție. Ne-a făcut polițiștii semn, voi doi, hau, veniți încoa. Gata, șefule, am înțeles. Rectific, eram rupți de peții. Abia mai vorbeam, abia mai legam 2-3 cuvinte în limba română, ați înțeles? Bă, polițiștii cu bun simț. Bă, ce ați făcut? Bă, nu e ok, bă, sunteți nebuni, bă. Eu să mă scot pe mine, bă, șefule, peste așa un pic, eu n-am făcut nimic, mâncați așa. Eu așa cu el. Bă, lasă, tu făcea, știu, dar na, aia, ești cu el, te-ai dus și tu, gen. Ați înțeles? Ce zice el? Bine, șefule. Mamă, ăsta mai beat ca mine. Ne bagă în dubă. Bă, și era rupt de beat. Și zice ăsta, unde mergem, șefule? La Câmpul Lung, ce ăsta, maxi, taxi, mai făcea și mișto de polițiști. Adică îi lua la mișto că, domne, suntem în maxi, taxi. Că unde mergem? La modul net, mă duci până la mine, la țară, ceva de genul, a zis el. Unde mergem, domne, la Câmpul Lung? Că noi eram în Pitești, știi? Câmpul Lung este un oraș mai la 60 de km de Pitești. Ați înțeles duma care a vrut el să o dea la polițiști? În fine, nu ne-a bătut, nu ne-a zis nimic. Eu eram așa cu ale mele, supărat, mă gândeam, mamă, dacă află tata, mamă, eu mă gândeam la bătaia care mi-o dă tata dacă află acasă. Și ajungem la o secție de poliție, de fapt nu e secție de poliție, e ceva mai mare decât o secție de poliție care aparține tot poliției. Așa, o clădire mult mai mare, cu birouri, cu alea, cu mai multe structuri pe acolo, cu nebunii. Nu vreau să-i dau numele, că na, nu e frumos. Frumos, polițiștii liniștiți, ne-a vorbit frumos, mai mult îl lua la mișto pe ăla, că le era mai cu gura mare. Eu liniștit, frate, ei respectam, le vorbeam frumos. Eu încercam să mă scop pe mine, frate, pentru că efectiv eu nu făcusem nimic. Eram, de fapt, omul potrivit la locul nepotrivit, sau omul nepotrivit la locul nepotrivit, acum, da, vă gândiți și voi. Și ne-a luat amprentele. Ne-a pus să ne măzgălim acolo cu tot felul de cerneală de aia sau tuș, nu știu, negru, ați înțeles? Deci mă simțeam ca cel mai mare infractor, frate. Deci pentru chestia aia ne-a luat amprentele, băieți. Deci ca să știți că suntem în 2020 și probabil la fel se întâmplă. Vedeți ce prostii faceți pentru că vi se iau amprentele. Eu până atunci nu aveam amprentele date la poliție, ați înțeles? În fine, m-am simțit ca ultimul infractor. Acum problema care era? Nu mai știu exact demersurile ce s-au întâmplat acolo, că eu eram și eu pișcat, ați înțeles? Știu că ne-a băgat într-o cameră, în fine, ne-a vorbit frumos, n-am nimic de reproșat pentru ce s-a întâmplat atunci. A luat amprentele, ne-am măzgălit, m-am făcut toate alea pe mână, pe foie, față, spate, gen, uite, așa, așa am făcut, gen, am pus degetul, după aia am pus așa pe lateral, am făcut dita mai amprenta așa, formată din tot degetul, cap-coadă, stânga, dreapta, dreapta, stânga. Ma. Deci v-am zis, frica mea mi-era să nu afle tata. În fine, amendă sau ceva nu ne-a dat. Mi se pare că am scris și o declarație. Parc. O declarație și amprentă. Și cam atât, ne-a dat drumul. Ei, acum baiul e altul. Foarte mulți colegi de-ai mei la vremea respectivă erau polițiști. Ba făceau box, ba făceau lupte, ba făceau judo, pentru că, na, probabil așa se întâmplă și acum. Băieții sunt sportivi, în mare parte, în poliție, și atunci la fel. S-au zis zvonul că eu am ajuns pe acolo. Eu eram sportiv, adică, na, cât de cât cunoscut pe acolo, pe la sală, știi? Și sigur s-a dat zvonul. Probabil unul dintre băieții care m-au ridicat, făceau și sport, m-au recunoscut. Eu cum eram mai beat așa, mai vedeam în ceață, nu prea mai știam eu ce și cum. Era și noapte. Acum, antrenorul meu a auzit. Ați înțeles? A auzit că am fost dus și mi s-au luat amprente. Și pentru ce faptă? Pe care eu oricum nu o făcusem. Dacă să vedeți, că asta e și o morală aici, că nu trebuie să umblați cu toți handicapații și cu toți dilăii, că intrați la belele ca, fără ca voi să faceți nimic, ați înțeles? Decât pentru simplu fapt că ați asistat la faptă, puteți și voi să fiți săltați, ați înțeles? Bă, și asta s-a întâmplat într-o miercuri, joi, ai înțeles? Mă sună, sâmbătă sau duminică. S-a apropiat un campionat, deci eram în fază de pregătire eu. Și mă sună, ce faci, Cosminelu? Bă, dar foarte dulce mi-a vorbit la telefon. Ce faci, Cosminelu? Bine, maestre, ce să fac? Pe acasă și eu, vorbesc și eu cu o fată, să mă întâlnesc și eu cu ea. Hai, lasă, nu te mai întâlni tu cu ea, că hai să faci și eu un mic antrenament, aici tu chef așa un pic. Da, maestre, cum să nu? Păi puteam eu să refuz așa ceva. Mi-mi plăcea să mă la antrenament, să fac chestii. Da, maestre, cum să nu? antrenament, nu fac încălzire, mă pun la oglindă, fac box cu umbra. Pentru cine nu știe ce înseamnă box cu umbra, box cu umbra înseamnă studiu, gen, vedeți voi toți boxiorii care lovesc cu pumnii în aer. Aia înseamnă box cu umbra sau studiu, depinde, shadow boxing, hai că ați auzit. Fac încălzirea și mă apuc să fac shadow boxing, da, box cu umbra. Bă, și vine până la spatele meu. Lip! Bă, îmi dă două coarde de alea cu care sari. Direct pe spate. Lip, lip! Mamă, m-am roșit. Dacă mi-o mai dădea și pe a treia, îmi făcea semnul de la Adidas pe spate. Eram deja la corp original. După aia mă ia frumos așa de bluza de la training, mă ridică pe sus, că era și mititel așa, avea vreo 90 de kg pachete mușchi, că el trăgea foarte mult de fiare. Mamă, și mă aruncă direct într-un aparat de la te pui așa cu pieptul și tragi la piept, știi? Mă aruncă direct în aparatul ăla. Mi-a zis un pic de Dumnezei, m-a ocărât un pic și a zis așa: zi mersi că te bat eu aici, te învăț eu de bine, te educ un pic, îți spun ce și cum ai greșit și eu lui taică-tot nu-ți spun, că dacă îți spun și lui taică-tot te omoară așa la cu bătaia. Bă, da seama, am început și eu să plâng. Mi-am explicat frumos cum a fost situația, că de fapt n-am fost eu de vină. Într-un fel tot eu am fost scos vinovat în ochii lui, pentru că umblam cu nenorociți. Și așa e, băieți. Ca sportiv și ca un om care vrea să-și vadă de treabă și trebuie să-și crească un drum în viața asta, care și așa e foarte grea, nu trebuie să umblați cu persoane care vă trag în jos. Pentru că gândiți-vă dacă îl bătea mai rău, dacă avea zile de spitalizare sau ceva, dacă, nu știu, dacă s-a întâmplat ceva foarte, foarte grav. Intrai și tu la complicitate, ați înțeles? Așa că mai bine, nu știu, selectați-vă foarte bine prietenii, mă băieți. Umblați cu cine trebuie și când trebuie. Vedeți-vă voi de treburile voastre, decât să umblați cu retardați și cu handicapați care vă trag în jos, mai bine umblați cu 7 femei, ați înțeles? Cam asta a fost clipul, băieți, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai facem storytime-uri de genul, hai să vedem dacă ajungem și noi la 1000 de like-uri la acest clip. Ce să vă mai zic? Eu am fost Cosminel, vreau foarte, foarte, foarte multe comentarii să-mi spuneți părerea voastră despre povestea asta și eu o să vă răspund, o să vă dau inimioare, deci vreau foarte multe comentarii și fiecare dintre voi care v-ați uitat, dacă ați apăsat butonul de like, m-ați motivat să vă fac mereu clipuri de astea, băieți. Până data viitoare, eu am fost Cosminel. Vă pupă fratele vostru și vă respectă. La revedere!